Accident cumplit la Bălți. Un șofer de 38 de ani a murit în ambulanță în drum spre spital după ce s-a izbit cu mașina într-un copac, apoi s-a inversat. Tragedia s-a produs în dimineața de 6 mai în jurul orei 6 și 15 minute la periferie orașului bălți. La fața locului imediat s-a deplasat ambulanța, dar și un echipaj de poliție. Ofițerul de presă al inspectoratului de poliție Bălți Jana Molceanov a declarat că oamenii legii au stabilit că șoferul din motive neclare ar fi pierdut controlul volanului. Prin urmare, mașina acestuia a derapat de pe traseu și s-a proiectat într-un copac de la marginea drumului. Impactul a fost atât de violent încât mașina s-a inversat. Medicii l-au preluat imediat pe șofer pentru a-l duce la spital. Din nefericire, bărbatul de 38 de ani a decedat în ambulanță. Cauzele, dar și toate circumstanțele producerii accidentului se stabilesc.